Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Fraților, bine v-am găsit la un episod foarte special. După cum știți, eu sunt un mare fan al seriei FIFA și acestea sunt, nu știu dacă sunt cele oficiale, dar din câte știu eu sau se știu deja ratingurile jucătorilor din FIFA 19. Nu știu dacă sunt predicții sau sunt oficiale, dar tind să cred că sunt mai oficiale pentru că am mai văzut aceste statistici cam peste tot și cam astea ar fi. Deci astăzi o să analizăm ratingurile jucătorilor din FIFA 19, bine, celor mai importanți, și să vedem dacă merită sau nu. O să ne dăm și noi acolo cu părerea. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și haideți să începem. Primul jucător este Lionel Messi. El a avut 93, l-au mărit cu 1 la 94. Bă, părerea mea, merită 90 pace. Da, este un jucător rapid. Shooting, da. La pacing 87, da, merită. Dribbling 96. Bă, cam mult, adică el dribblează bine, dar 96, defending 26, da, și la fizic are 62, este mic, este firav, dar este un jucător foarte bun, merită 94. După îl avem pe Cristiano Ronaldo, da, la Juventus nu ne place, credeți-mă că nici acum n-am reușit să mă obișnuiesc. 90 pace, Messi, dacă vă uitați asta să-l comparăm noi, dacă îl comparăm, Messi a avut tot 90, eu tind să cred că Ronaldo este mai rapid decât Messi, dar mă rog, alegerea celor care au făcut jocul, nu știu ce să zic. Eu tind să cred că este totuși Messi este puțin mai lent ca Ronaldo. La shoot, Ronaldo are un shoot mai bun. La pase, Messi este clar mai bun. Ronaldo are 82. Dribbling 90. Bă, Messi are 96. Și Ronaldo dribblează foarte bine. Aici nu știu, aici... Hai, zic că este ok, defending 33 și fizic 80. Este destul de ok, adică Ronaldo, da, 94, hai zi, după cum s-a descurcat sezonul trecut, cred că ar fi meritat un 95, a avut un sezon extraordinar și cred că ar fi meritat un 95, dar și 94 este, cred că este ceea ce îi trebuie lui în FIFA. Pe locul 3 îl avem pe Neymar. Nu știu de unde Neymar pe locul 3, adică mai degrabă l-aș fi pus pe Salah cu ratingul ăsta, pentru că Salah este un monstru până la urma urmei. 93 pace, 85 shooting, 80 la pase, 95 la dribbling, la apărare 30 doar și la fizic 61. Bă, stă mai bine ca Messi, e mai solid așa, nu știu de ce i-au dat doar 61. Bine, probabil că simulează foarte mult și de aia, dar mă rog, este strict problema lui. Dar ce-ți dau... Ăsta puțin mai încet, așa. Cred că m-aud, da. Ia să vedem. După care l-avem pe lui Suarez. 93, 83 la pace. Da, la fugă, cum ar veni. Bă, nu este cel mai rapid jucător, adică nu e el foarte rapid. Da, este 83, cred că este pentru el. După care avem 91 la shoot. Da, are un shoot foarte bun Suarez, deși are dinții, are un shoot foarte bun. 80 la pase, la dribbling avem 87, 42 la defense și 82 la fizic. Da, este ok, merită. Din ăștia 3 doar Neymar mi se pare, nu știu, părerea mea, nu prea l-am remarcat eu unul, mai ales în sezonul trecut și nu știu. Acum nu știu, vreau să vă lăsați și voi părerile voastre în comentarii și să-mi spuneți mai ales de Neymar, eu nu știu. De Bruyne la fel are un rating de 92. I-au crescut cu 1, 77 la fugă, bă, cred că ar fi meritat mai mult, adică nu mi se pare că este chiar așa de lent. 86 la shoot, foarte bun, și 91 la pase, da, este un pasator foarte bun. Dribbling 88, defending 49 și la fizic are 77. Pare un tip destul de solid, nu știu de ce i-au dat doar atâta. Mă rog, Eden Hazard. Hazard la fel, are 92, i-au crescut cu 1, dar ideea este că, uitați, aici băieții votează cât ar merita el. De exemplu, ia stați că nici n-am văzut, la Messi, Ronaldo, Neymar și Suarez, ia să vedem, De Bruyne, ia să lăsăm, vreau de exemplu la Messi.
94, da, este cel mai potrivit. Ronaldo, eu aș fi, da, mulți au votat și 95, dar tot 94 este mai ok. La Neymar, da, mulți au 92 chiar, nu 93. 93 este totuși cam mult. Iar la asta 91. Bă, Suarez e un jucător bun. De ce? Eu chiar i-aș da 93. Hazard are, văd, 91 pace. Bă, da, dar Hazard nu prea s-a mai remarcat în ultimul timp. Nu știu, nu știu dacă voi l-ați mai remarcat. E un nu. 84 la shoot, la pase 86. Și bă, dar nu înțeleg, dar de ce se tot aude asta? Ia asta să-l dau eu o leacă mai încet. Așa. Numai puțin, să dau și eu, vreau să mai încet, că este cam tare dat și nu știu de ce. Îl las așa. Ia să vedem. Hazard, deci are 86 la pasă, 94 la dribbling. Bă, cam mult. 30 lui defending, 69 la fizic. Din nou, cred că un 91 ar fi fost de el. 91, mai degrabă. Robert Lewandowski, la fel, jucător pe care nu prea i-a mai remarcat și totuși au niște ratinguri foarte bune. 92, mulți au zis că 90-91, 92 nu prea. Are 82 la pace, da, nu este un jucător rapid. 89 la shooting, are un shoot foarte bun. La pase 76, la dribbling 87, da, defending 38 și fizic 83. Este un jucător solid, este un jucător puternic. După îl avem pe De Gea, cel a fost la mondial, a fost foarte slab, nu știu de unde 92, dar totuși este un portar foarte bun. Na, a fost probabil a avut și el 91 la diving, 86, 80. Da, nu prea știu să citesc toate statisticile de la portari, dar ideea este că eu i-aș fi dat mai degrabă un, să fiu sincer, un 90, 90 lui De Gea. Este un portar foarte bun, dar la mondial nu prea a jucat, să zicem, foarte bine. După îl avem pe Neuer. Neuer părea, bine, el a fost și mai mult accidentat pe sezonul trecut, dacă nu mă înșel. 91, 90, da, 92, eu cred că merită. Neuer este un portar foarte bun, mai ales că este și mare, înalt, are de unde. După care l-avem, stai așa, pe ce loc e ăsta? 1, 2, că, nici, că nu arată locul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pe locul 10 este abia Toni Kroos. Să vedem, pe 10 este Kroos, 91. Bă, eu cred că își merită. Da, 90 cred că, cum au zis și băieții, ar fi mai ok, pentru că 51 pace, foarte slab. De unde, frate? Adică, totuși, e un jucător solid și n-alargă foarte rău, dar măcar un 70 și... un 70 măcar, nu așa de puțin. 82 shooting, 89 la pasă. Bă, la pasă ar fi meritat mult mai bine. 82 dribbling, 74 la defense și 71 pe fizic. Și pe fizic stă foarte bine Kroos, nu știu de unde aceste OVR-uri. Higuain pe locul 11. Uitați, Higuain mi se pare că e cam la același nivel cu Kroos și totuși are 80. Kroos are 51. Da, dacă mă înșel, 51 a avut, da. 80 la viteză, 88 la shoot, 71 la pasă, 84 la dribbling, 25 la defense. Da, e atacant, n-ai ce zice, 75 la fizic. Da, e ok. Da, acum și băieții, 89 ar fi fost mult mai ok. Deci, clar, adică Higuain nu prea a dat foarte multe goluri sezonul trecut pentru Juventus, dar totuși e cam mult. Adică mai degrabă Dybala mai mult ca el decât, adică uitați-vă și voi, el are, comunitatea a zis că el ar merita 89, mă rog, haide să vedem, și el are 91 și Dybala are 90, eu aș fi dat chiar 89 lui Higuain și lui Dybala 91. L-avem pe locul 12 pe Edison Cavani. Cavani, un jucător bun, la mondial a jucat foarte bine, 79 la fugă, 87 la shoot, 75 la pase, 83 la dribbling, la defense 42 și 84 la fizic. Da, este un jucător foarte solid și puternic. Bă, își merită 90, merită. 90-ul ia lui. Harry Kane, la fel, Kane un jucător foarte bun. Își merită și el 90-ul clar. 75 la fugă, 91 la shoot, un shoot foarte bun are acest Harry Kane. 77 la pase, 83 la dribbling.
43 la defending și 86 la la fizic, scuze. Bă, un jucător bun. Deci este un jucător bun care a surprins bine. Îl avem pe Sergio Aguero. Ia să vedem. Bă, 90, da, își merită 90. Deși nu prea nici el nu s-a mai remarcat de foarte mult timp. 88 la pace, 89 la shoot, la pase, 76, 90 dribbling, cam mult la dribbling, nu mi se pare un jucător care driblează foarte mult. 23 defending, 70 la fizic, bă, este un jucător mai solid, nu știu de ce i-au dat doar atâta. Paulo Dybala, ia să vedem. Dybala. Bă, mai mult 90 i-aș fi dat, sincer. Ăsta, da, 90 și-l merită. Mă zic că 89, dar totuși Dybala este un jucător bun. 87 la fugă, șutul are 87 la pase, 85, 92 dribbling, 25 defense și 86 la fizic. Unul zice aici, uitați că i-ar fi trebuit 88. Bă, eu zic că 90 este bine pentru el. David Silva, ia să-l vedem noi pe David Silva. David Silva un jucător foarte bun, mai ales pasator, are 89 pe pasă, 69 șut. Taci că filmez! 90 dribbling, 39 la defense și 63 la fizic. Bă, la fizic eu zic că merită mult mai mult, adică este destul de mare, e cal așa, eu aș fi zis că merită mult mai mult, părerea mea. După l-avem pe Alexis Sanchez. Bă, Sanchez 90, 88, dar a fost mult mai ok, 87, 85, 81, 90, da. Pentru un jucător ca el este cam mult, sincer, Sanchez nu prea m-a impresionat. Nu prea m-a impresionat și l-avem pe Mats Hummels. 90, da, își merită 90, e tank sovietic ăsta, deci ăsta nu în apărare că nu trece nimic de el, asta e clar. 66 pace, 59 shooting, da, 78 la pase, 74 la dribbling, 91 la defense. Foarte bun. Ramos, lui Ramos, sincer, i-aș fi dat mai mult. Deci lui Ramos i-aș fi dat 91, chiar 92, este probabil cel mai bun fundaș din lume la ora actuală. Este cel mai bun. Nu știu, vreau să ne lăsați și voi părerile voastre în comentarii, dar eu consider că este cel mai bun fundaș central din lume, Ramos. Cu 76 pace, 63 la shoot, 71 la pase, la dribbling, 72, 88 defense. Eu aș fi dat mult mai bine și la fizic, 83. Eu zic 91, 92 ar fi meritat. Ne mai uităm așa repede să vedem ce mai avem. 89 la Insigne, Jordi Alba 89, cam mult pentru Alba. Pogba 89, Eriksen 89, Griezmann chiar aș fi dat 90. Kanté 89, Bale la fel, 90 aș merita și el. Modric nu mai zic, Modric probabil cel mai, care este și cel mai bun fundaș ăsta în mijlocaș din Europa, din câte știm. Salah abia 88, frate, și l-au mărit cu 3, dar totuși ea la Salah. Deci Salah ar fi meritat 90, părerea mea, sau chiar 91. Este un jucător foarte rapid, un șut foarte bun. Dribbling la fel și fizic și tot. Salah merită. Deci cam acestea sunt, să zic eu, primii. Și Courtois a uitat să-i schimbe, s-a transferat la Real. E la Real. Este la mea. Da, el este la Real acum, dar mă rog, asta, bine, ăștia sunt un fel de predicții din câte știu, dar cam ăștia o să fie, deci vă spun eu că nu o să se schimbe mari lucruri, nu știu dacă o să găsiți modificări foarte mari, eu zic că cam acestea sunt, majoritatea sunt meritate, eu mi-am spus părerea, vreau să aud și părerile voastre în comentarii la jucătorii care voi credeți că merită mai mult sau mai puțin sau ce părere aveți voi. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și eu sigur ne vedem data viitoare, pa, pa!